Dragii mei scorpioni, dragile mele din zodia scorpionului, bine v-am regăsit la o etalare generală pentru fiecare zodie în parte. O etalare valabilă pentru următoarea perioadă care ne-a mai rămas din luna iunie. O să încep prin a ruga minunații noștri ghizi spirituali să ne comunice în linii mari ceea ce urmează să se întâmple în zilele următoare, săptămânile următoare. În ceea ce privește planul sentimental, planul material, job, eu știu, finanțe, sănătate, în momentul în care un plan se evidențiază, vom insista să avem clarificări pe un anumit domeniu. Haideți să vedem, dragii mei scorpioni, ce vă așteaptă, la ce să vă așteptați în linii mari de la zilele rămase din această lună iunie. Oricum, ne apropiem cu pași repezi de jumătatea lunii iunie, așa că o să vedem ce vă așteaptă. Voi vă eliberați, rupeți lanțurile, dragii mei, și sunteți gata să alergați către o persoană cu litera A, R, D. Văd o legătură indestructibilă cu o persoană din zodia săgetătorului, scorpion cu scorpion. În prima fază, surprize din punct de vedere emoțional. Cineva vă face o surpriză sau ați avut în ultima perioadă surprize neplăcute din punct de vedere al iubirii din partea unei persoane care o să vă dea un mesaj sau v-a dat un mesaj care nu v-a făcut plăcere neapărat. Deci din punct de vedere emoțional ați fost cam întoarse pe dos, dar văd că este clar o voință a voastră de a lăsa trecutul în urmă, de a vă elibera și de a nu mai tărăgăna lucrurile și a prelua controlul asupra vieții dumneavoastră. Din ceea ce văd eu, scorpionii nu sunt ok din punct de vedere spiritual, din punct de vedere sufletesc, emoțional. Cred că sunteți îngrădiți, îngrădite sau ați fost, ați crezut posibil într-o relație, dar a urmat o nemulțumire, o dezamăgire. Cineva v-a dezamăgit atât de tare? Nu știu. Pentru că văd această îngrădire. Nu au spus niște lucruri, nu s-au spus niște lucruri, de aceea cred că s-ar putea să aveți probleme în zona gâtului, tiroidă, sau să aveți grijă să nu vă îmbolnăviți la nivel spiritual. Mai ales dacă n-ați putut să spuneți, să vă exprimați doleanțele, să comunicați ceea ce v-a convenit sau nu. Poate că există în viața dumneavoastră persoane care v-au blocat fără să vă dea răgazul necesar să veniți cu un contraargument. Posibil să își fi luat tălpășița așa pe șestache, posibil să vă fi părăsit luându-și hăinuțele și plecând fără să vă anunțe, de exemplu dacă erați un cuplu. Posibil să vă lase efectiv cu ochișorii în soare sau să vă fi dat un mesaj sec în care spune: am plecat, nu ești ceea ce îmi doresc. Fie că sunteți bărbați, fie că sunteți femei, deopotrivă. Dar vedeți noastră că toată această situație v-a îngrădit spiritual și emoțional, v-a îngrădit spiritul, iar relația aceasta cu persoana din trecut, care pare că v-a surprins neplăcut, a construit de fapt în jurul dumneavoastră un zid astfel încât, bine, sper să nu fi făcut lucruri neortodoxe, așa, astfel încât să nu mai fiți dumneavoastră stăpân, stăpână pe situație. A făcut ce a făcut astfel încât să vă înnebunească de tot, să nu mai puteți să judecați corect, bine. Posibil să vă fi determinat, să fi crezut că este iubirea, dragostea vieții dumneavoastră, că aveți un viitor împreună, etc., etc. Dar lucrurile nu s-au întâmplat așa. De asta cred că în acea perioadă, hai să o numim perioadă oarbă, n-ați mai putut să vedeți opțiunile din jurul dumneavoastră.
Cred că v-ați fost puși puse la pământ. Există persoane cu părul grizonat, cu cioc sau cu barbă așa de-a doua zi, ochii șori căprui. Avem aici și Arad, de exemplu, avem persoane care sunt nemulțumite și din punct de vedere al sănătății, vedeți în zona bazinului, abdominală, partea aceasta abdominală, aveți atenție la probleme cu rinichii, cu colon, exces de grăsime, ficat, de exemplu, gras sau grăsime în jurul abdomenului. Ar trebui să aveți așa și în jurul gâtului, tuse în sfârșit. Dar vă eliberați de toate aceste lucruri și cred că sunteți din nou capabile să vă preluați controlul asupra vieții voastre și cred că unii scorpioni deja au făcut acest lucru. Pentru că avem aici un final, înseamnă un nou început. Din câte văd aici, este vorba despre o schimbare radicală în viața dumneavoastră. Cele două cărți vorbesc despre aceeași eliberare. Aici este eliberare, evadare. Aici este la fel o perioadă de eliberare de trecut. Eliberarea de trecut și acceptarea în viața dumneavoastră a unui nou început care crește, se dezvoltă. Este o perioadă de tranziție pentru scorpioni, așa că nu ar trebui să vă faceți griji că nu mai întâlniți pe nimeni sau că, eu știu, lucrurile nu mai sunt la fel de spectaculoase cum au fost în trecut. Vă schimbați și voi sau această experiență neplăcută v-a schimbat extraordinar. Posibil ca în această perioadă să savurați micile bucurii ale vieții sau să începeți să savurați din nou micile bucurii ale vieții, să vă bucurați de ceea ce vă bucurați voi înainte să vă îngrădească această persoană din punct de vedere emoțional. Distanță sau sunteți într-o călătorie, urmează să faceți o călătorie, poate la munte, poate vă place muntele, poate vă place să faceți mici incursiuni, așa, mici excursii. Petreceți foarte mult timp cu dumneavoastră, sunteți într-o singurătate acum benefică pentru că vă ajută la această perioadă de tranziție să traversați cu brio această perioadă de tranziție și să reușiți să preluați controlul asupra vieții noastre personale. O afacere pe cont propriu, dacă o aveți, se dezvoltă cu succes sau dacă doriți să dezvoltați o afacere pe cont propriu de succes, aveți și veți avea succes. Alte zodii: Taur, Leu, Balanță. Nou început din punct de vedere emoțional. Dar deocamdată încă mai aveți, încă nu săriți neapărat într-o următoare relație, trebuie să depășiți această perioadă de tranziție, de revenire. Întâi să fiți bine voi cu voi și apoi să vă orientați către noi orizonturi. Dar deocamdată sunteți într-o anume singurătate, solitudine benefică pentru voi, pentru că vă reconstruiți punct cu punct, pas cu pas, așa cum erați voi odinioară, un 9 sau luna septembrie destul de importantă sau septembrie-octombrie destul de importantă. Pentru voi, inițiale B, L, S, R, O, C, N, P, O și U. A, dacă am zis, dacă am repetat, prefer să repet decât să uit ceva. Iubiri și dragoste neîmpărtășită, emoții neîmpărtășite. Avem aici și o dezamăgire din partea unei persoane cu părul negru, cu ochii închiși la culoare, tenul mediu spre măsliniu, din câte observ eu. O recomandare, vedeți că vulnerabilitatea nu vă face bine, încercați să nu fiți vulnerabili și dacă sunteți triști, dezamăgiți, dezamăgite, încercați să nu luați nicio decizie în momentul acela. Este ca și cum momentul în care faceți cumpărăturile, să nu fiți înfometați, că atunci o să luați mai mult decât vă trebuie. Așa și cu vulnerabilitatea.
Dacă într-o seară vă simțiți bine și savurați o sticlă de vin, încercați să nu luați niște decizii atunci, pentru că sunteți euforici, s-ar putea să nu luați decizia bună, să vă pară rău. Așa că nu luați decizii în momentul în care sunteți vulnerabili. Nu trebuie să fiți vulnerabili în această perioadă. De asemenea, încercați să scăpați de ego, de vanitate, de încăpățânare, să faceți ceva într-o anumită direcție. Dragii mei scorpioni, cam atât în ceea ce vă privește. Nu uitați că un sfârșit întotdeauna aduce cu el un nou început și până la urmă este esențial să vă regăsiți voi cu voi, să știți ce vreți de la viață, să vă descifrați în primul rând și încercați să fiți atenți la acea stare de vulnerabilitate, pentru că s-ar putea să nu vedeți foarte corect lucrurile și să luați decizii total aiurea. Vă pup, vă iubesc din toată inima, aveți grijă de voi, lucrurile se vor schimba pentru voi la 360 de grade, că tot mă uitam aici pe telecomandă, mi-a ieșit așa 360 de grade, așa că răbdare, nu vă grăbiți, toate la timpul lor. Săptămână binecuvântată, zile pe măsură, numai bine. Pa, pa!